Băi, tu știi că eu sunt cineva? Deci asta eu am știut dintotdeauna și alții, toată lumea, fine, anii 80, anii 90, dar anii 2000, păi, a fost o treabă cam în perioada în care, după ce muri Roxana, cam așa, am avut niște probleme. Și după aceea am început să am o imagine inversă despre mine, cum aș fi că nu sunt nimic. Bun. Totuși asta era temperată de faptul că scriam, citeam, trebuie, aveam și la biserică, aveam cu tine, cu Ștefan, trupa, nu știu ce, Lavinia, sora Lavinia. Și mai era sora Roxy. Dar ce vreau să zic? Domnule, deci poate să zici că sunt nebun, dar uite, mă uit aici la filmul ăsta și deci e făcut la 2 ani după ce am venit la biserică și ăștia seamănă cu mine, bă, tată, bă. Deci, nu știu de ce. Bine, mai sunt și alți oameni în alte dimensiuni, dar știi? Norocul meu că-s bolnav. Că dacă nu, cred că trebuia să emigrez undeva în Danemarca, în Groenlanda. Dar bun, uite, eu am pentru tine două poezii, dacă ajută Dumnezeu. Sau să fie așa, sau așa, sau nu știu cum. Hai să vedem pe pagini. Deci avem... Voi citi trei. Le luăm în ordine. Cântec. Mai să fac un pic de lumină, te rog, pentru că nu văd să vedem. Am poezia Cântec. Volumul care a apărut în 2015. Am zis, sunt 15 ani de poezie, din 2000 până 2015. Dar nu e antologie. Na. Volum. Cântec. Trebuie să reînviem tainele pământului. Astea le-am scris când eram la biserică, majoritatea. Nu chiar toate, dar... Cântec. Trebuie să reînviem tainele pământului pentru ca pământul să mai poată trăi. Trebuie să reînviem tainele pământului pentru ca pământul să mai poată trăi. Trebuie să ne transformăm în rugăciuni și cuvintele trebuie transformate în rugăciuni pentru ca pământul să mai poată trăi. Pământul trebuie să reînvie ca să mai poată trăi. No, asta scriam eu când eram la cu tine acolo de brățetele la biserică. Apoi, cântecul unei bucăți de pâine, asta mai citită. Sunt o bucată de pâine. Acum de dimineața brutarii m-au pregătit și fata de la tejghia o să mă vândă. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine și azi am să ajung astăzi în atâtea locuri, am să văd atâtea chipuri. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine, am să ajung pe altarul preotului și în mâinile bătrânei adventiste. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine în mâna copilului la grădiniță sau pe farfurie la casa de copii. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine pe masa săracului și în căruciorul de cumpărături al bogatului. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine. Voi fi frântă la mănăstire și mâncată în tăcere la închisoare. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine mușcată cu ochi goi sau grei de lacrimi prin spitalul. Sunt o bucată de pâine. Sunt o bucată de pâine pe masa curată a familiei fericite sau mâna cerșetorului. Sunt o bucată de pâine, sunt o bucată de pâine în mâna străinului, un codru de pâine uscat în mâna pusnicului, o bucată de pâine în mâna omului, o pâine mare în mâna lui Hristos. Acum vezi de ce toți oamenii vor să mă omoare, mă, Petre, mă. Bun. Cenușot că a întâlnit prințesa. Așa se zice, nu? Prințesa, nu? Nu prințesa. N-am mai gândit cuvântul ăsta așa, mă. Am mai gândit la prins. Deci, cenușot că a întâlnit prințesa. Asta e ultima. Pagina 111. Ne oprim. Sper. Scoatem lumină din ceruri îngălbenite și din sufletele acoperite de mir. Scoatem lumină și o macerăm în prese. Așa facem hârtie galbenă peste sat. Și lacrimi cad precum frunzele de aur și fericirea e ca la finala Italia 90 în copilărie, pentru că cenușot că a întâlnit prințesa și afară frunze se pelind precum lacrimile. Grazie.